Cum am ajuns la arab? La arab eram în clasa 9, aveam și o prietenă în clasa 9 și cum să o duc, mergem să ne plimbăm cu domnișoara. Da, știi povestea. Da, da. Așa, și ne plimbam de mână prin grădina botanică. Și pe atunci erau plini de studenți arabi în Iași, în anii 70, era plin de arabi și bineînțeles că poliția se ducea să-i legitimeze cine-i bagaboanta ca să nu știau ei să o aresteze, să-i facă rău. Na. Și buletinele la control și eu chiar aveam buletin, adică nu știu de ce l-aveam la mine, drept să spun. Și dar ești român? Zic da. Și mi l-au aruncat. Adică, du-te bă de aici. Umbli cu românca noastră. Trebuie să palestinian ceva sau ce. Și aici de atunci mi-am dat seama că există o... De ce m-o fi oprit? După aia mi-am dat seama, stai că semănă arab și după aia când m-am întâlnit cu arabi și am văzut că arată ca mine. Băi, stai și fă așa aici, știi? Și ușor, ușor, iar când am ajuns la facultate n-aveam nicio treabă, eram arab clar, adică mi-am lăsat să-mi și barbă, gata. Că după ce am terminat armata m-am jurat că nu mă mai bărbieresc în viața mea vreodată.